și diletanță. Mai mult ca niciodată, aceste alegeri sunt de fapt despre viitorul nostru, dar este vorba despre viitorul copiilor noștri. Dreptul lor de a trăi în Europa, de a munci în Europa, de a învăța în Europa, de a fi fericiți acolo unde îi doresc. De fapt, într-o Românie pe care PSD-ul zi de zi o îndepărtează de Uniunea Europeană. Dragi colegi, aș vrea pentru un moment să vă spun că aceste rezultate ale PNL-ului nu ar fi fost posibile fără dumneavoastră primari, consilieri locali, consilieri județeni. Și aș vrea pentru câteva minute să vă rog să-i aplaudăm pe toți și aș ruga primarii noștri să se ridice, să-i vedem pe toți și să vă mulțumim pentru faptul că ați făcut din acest partid unul dintre cele mai puternice partide din România. Cred că în campania electorală nu trebuie decât să spunem oamenilor aceste modele de succes. Să arătăm că se poate, să le vorbim oamenilor despre faptul că acești primari, acești consilieri locali și județeni, prin munca lor, au adus bani europeni. Și dacă într-o comună oamenii o duc mai bine, este pentru că în fiecare drum, în fiecare rețea de canalizare, în fiecare școală, în fiecare grădiniță, se găsește un ban de la Uniunea Europeană pe care europarlamentarii noștri au făcut tot posibilul să-i aducă. Vă felicităm încă o dată și vă mulțumim pentru acest sprijin. Și v-aș spune că cu voi, aleșii noștri, împreună cu toți cei prezenți, vom construi orașele și comunele din România. Împreună cu voi, nu cred că avem emoții, pentru că dumneavoastră sunteți cei mai buni și pentru că această echipă a PNL-ului este cea mai puternică. Iar Clujul este un exemplu pentru că aici noi am construit mereu. Niciodată nu ne-am oprit. Toți trebuie să înțelegem că uniți învingem, divizați ne pierdem. Felicitări, mult succes! Doamnelor și domnilor, mai departe vreau să